Niciodată. Zic cum te numești. Mă numesc Shepherd Claudiu Daniel. Sunt din Timișoara. Am 27 de ani. Și am venit în Arad să cerșesc bani, să apelez la mila publicului, pentru că în Timișoara am fost filmat pe postul local din Timișoara. Nu am Ai handicap sau nu ai handicap? Nu am niciun handicap. Te rog să prezinți și cealaltă mână. Dumneata, cum te numești? Mă numesc Paul Cătălin, sunt din Buzău de loc, stau în Timișoara. Am trei copii de crescut. Câți ani ai? Nu am niciun loc de muncă, am 26 de ani. Nu am niciun loc de muncă stabil, lucrez cu ziua, om de acup, dacă găsesc de muncă, dacă nu, merg la șeșie. Suferi de vreun handicap? Nu. Te rog să prezinți mâna. De ce ați venit în Arad la cerșit? Am fost filmați în Timișoara și nu ne mai lasă să cerșim, ci stă comunitarii cu o lasă mai pare pe purșul meu. Câți bani câștigați în fiecare zi din cerșit? Între 40 și 100. Între cât? Între 40 de lei și 100 de lei. Bună ta? Între 40 și 100 de lei. Deci între 400 de mii vechi și 1 milion, da? Pe zi. Pe zi. Da, la cel mai mult a făcut 70 de lei. Unde locuiți în prezent? În Timișoara. Și cum veniți la Arad? Cu trenul. Zilnic? Masă, da, zilnic. Deci zilnic veniți la cerșit în Arad, da? Nu chiar zilnic, nu în fiecare zi. Nu în fiecare zi? Nu, deci când nu avem nimic de muncă, venim și seara. Și seara ne ducem înapoi la Timișoara.